Femeia dragostei s-a arătat profund dezamăgită de gestul făcut de Sergio, de a înregistra tot ce se întâmpla în jurul său. Ramona a fost șocată de limbajul lui Cătălin la adresa sa, după apariția clipurilor în care era vorbită de rău de față cu Andy și Turcu, însă se arată dezamăgită și de Sergio, cel care a înregistrat discuțiile colegilor săi. După bătaia din casa băieților, Ramona a mărturisit că este posibil să fi fost înregistrată și ea în baie, atunci când a avut o discuție mai lungă cu Sergio. Am stat cu el în baie și avea mereu telefonul la ureche, a spus Ramona, după izbucnirea scandalului. Bătaie la puterea dragostei. Toți băieții au sărit pe Cătălin, acum nu mai ești tare în gură? Ca urmare a înregistrărilor făcute publice de Sergio, în care Cătălin îi făcea praf pe ceilalți concurenți din casa Puterea Dragostei, un scandal monstru a izbucnit. Ia zi, mă, Cătăline, acum nu mai ești tare în gură? Zi, ne-ai făcut și la sută circumflex pe toți. Cine și la sută ești tu? Virgulă i-a spus Gabi lui Cătălin, îndreptându-se amenințător spre el. Andy a încercat să intervină, dar a fost rapid acaparat de ceilalți concurenți. Toți băieții au mers furioși spre masa la care Cătălin mânca. Vreau să mănânc, virgulă, a spus el, dar era clar că Gabi nu avea să-l lase în pace până nu-i spunea ce avea de spus. Membrii staff-ului au intervenit și ei pentru a calma spiritele, cunoscând caracterul vulcanic al băieților, mai ales în situații de acest gen. Hai afară! Hai afară, virgulă, i-a spus Gabi lui Cătălin de la Puterea Dragostei, care s-a ridicat de la masă. Silivian s-a îndreptat furios spre Cătălin, iar unul din membrii staff-ului s-a băgat între ei pentru a preveni o altercație fizică. Fetele s-au speriat și au fugit și ele la băieți să vadă ce se întâmplă și să încerce să aplaneze conflictul. S-a lăsat cu un haos general și scaune răsturnate, iar Cătălin a fost surprins mai furios ca niciodată. Cătălin de la Puterea Dragostei, revoltat după ce a fost atacat de băieții din casă. Păi mă amenință taică-sua leuia, virgulă i-a spus Cătălin de la Puterea Dragostei lui Lici, după ce a fost separat de ceilalți concurenți. Știu, dar nu e ok să ajungeți la din astea, virgulă a spus blonda. Îi aștept și eu acum afară, virgulă a răspuns el. Asta e smecheria. Punct. Trebuie să încerci să te clamezi, să te controlezi, să înțelegi și pe ei. De asta e bine când aveți ceva să vă spuneți în față, virgulă, adăugat ea.